examen, dar nu va veni mâine. Dar dacă în câteva luni de zile, adică probabil până la vară, România nu întreprinde și nu inițiază un pachet de măsuri, printre care și legea grațierii, de această amendă nu scăpă. Nu ies afară criminalii, nu ies afară violatorii, nu ies afară pedofilii, nu ies afară hoții, nu ies afară tâlharii. Nu scapă cei care au făcut fapte de corupție, șantaj, bolnavi în fazele terminale, bolnavi diagnosticați în fazele terminale, așa cum, din păcate, a fost și cazul domnului Adamescu. Și de asta cred că se ține cont. Domnul Adamescu nu a murit în închisoare, ci într-o clinică privată. Nicoleta Popescu, avocat Apador CH, bună seara! Bună seara! Cât de mare este presiunea CEDO pentru problema închisorilor din România? Presiunea CEDO, în primul rând, nu necesită niciun fel o urgență. Este adus în spațiu public acest subiect, că dacă vom avea o hotărâre pilot împotriva României pe condiții de deținere, așa cum este menționat în nota de fundamentare a ordonanței pe grațiere, se justifică că ar urma ca deținuții să fie liberați și noi, cetățenii, să le plătim lor despăgubiri. Fals. În niciun caz, o hotărâre pilot împotriva României nu atrage nici una din aceste sancțiuni. Nu va exista nicio amendă pe care statul român să o plătească și, din contră, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a atras atenția statului român încă din anul 2012, prin hotărârea Iacov Stanciu împotriva României, că avem o problemă sistemică în sistemul penitenciar. Din 2012 și până în 2017 nu a fost o urgență pentru statul român. Ne întrebăm de ce este astăzi și în spațiul public avem diverse răspunsuri. Se vorbește că una dintre aceste cauze a urgenței ar fi supraaglomerarea și aceasta este o situație nereală, în primul rând a datelor. Unul dintre invitații dumneavoastră spunea la un moment dat că în spațiul public s-au vehiculat diverse date, unele mai reale, altele mai puțin adevărate. Să nu uităm totuși că nu avem cel mai supraaglomerat sistem penitenciar din Europa. Și datele pe care vi le voi furniza sunt datele care apar pe site-ul Consiliului Europei. Este o statistică penală care arată în felul următor. Cel mai aglomerat, supraaglomerat sistem penitenciar este al Ungariei. Au o supraaglomerare de 148%. Franța are o supraaglomerare de 113%. România are o supraaglomerare de 103%. Prin urmare, în niciun caz, dacă ne uităm la aceste date, nu putem discuta despre o urgență. Dacă punem în discuție ce a însemnat practic o hotărâre pilot împotriva altor state, și avem exemplu Italiei. A existat în 2013 o hotărâre pilot împotriva Italiei. Care au fost consecințele? Statul a fost obligat să vină în fața Curții Europene cu un pachet de măsuri. În pachetul de măsuri, în niciun caz, nu poate să se găsească doar grațierea. Nu s-a găsit nici în sistemul italian. Au existat o serie de alte măsuri alternative, brățara electronică, sistem care la noi nu a fost implementat și nu se vorbește în ordonanță absolut nimic despre această urgență, de exemplu. Alte măsuri complementare, liberările condiționate, expulzarea tuturor străinilor din sistemul penitenciar italian. Care au fost consecințele? După această hotărâre pilot, după măsurile pe care le-a luat Italia, care a pornit de la o supraaglomerare de 148%, au ajuns în anul 2016 la o supraaglomerare de 109%. Prin urmare, au fost eficiente aceste măsuri? Au rezolvat într-un fel situația supraaglomerării din sistem?
Cu siguranță nu. Aceeași este problema și la noi. Se vine acum în spațiul public și se invocă această urgență asupra aglomerării. Nu este o situație pe care România să o aibă de o lună sau de două. O avem de foarte mult timp în sistemul penitenciar. Să nu uităm totuși că a veni cu o măsură de grațiere nu este soluția. De ce? Pentru că s-a demonstrat în toate sistemele penitenciare că această soluție aduce sau pe termen lung, sau mai bine zis pe termen scurt, nu produce efecte care să ne conducă la o decongestionare a sistemului penitenciar. De ce? În Italia s-a dovedit că recidiva a fost de 50% în termen de un an. Adică după un an de zile, 50% din cei care au fost grațiați s-au reîntors. Mai mult, au crescut de 3 ori numărul, a crescut de 3 ori numărul infracțiunilor. Toate aceste persoane care au încălcat legea s-au reîntors în sistemul, în același sistem penitenciar. Să nu uităm că avem o recidivă în România de 75%. Este evident și clar că după o anumită perioadă, 75% se vor reîntoarce în sistemul penitenciar, dar nu oricum, ci prin noi fapte penale. Oamenii trebuie să înțeleagă că România nu va suferi nicio amendă. Nu vom plăti despăgubiri deținuților tuturor celor care sunt în sistemul penitenciar dacă nu-i vom elibera. S-a discutat despre faptul că această ordonanță nu va avea efecte asupra violatorilor, celor care au comis anumite fapte penale cu un anumit grad de pericol social. În poziția Pador CH, care a fost trimisă Ministerului Justiției în termenul legal, după ce au fost făcute publice aceste ordonanțe, am expus foarte clar că această ordonanță a fost redactată într-un mod extrem de grăbit și neglijent. De ce? Pentru că acel articol 3, aliniatul 4, atunci când se pune problema de grațierea parțială, nu pune în discuție și nu excede nici un tip de infracțiune. Ori noi, societatea civilă, trebuie să venim și să spunem oamenilor, nu ceea ce spun oamenii politici, ci ceea ce spune textul de lege. În momentul în care va intra în vigoare această ordonanță în forma prezentată în spațiul public, vor beneficia de această grațiere parțială toți cei care au săvârșit omoruri, violuri, toți cei care au comis fapte de genul trafic de persoane, pedofilie, trafic de droguri și nu în ultimul rând să nu uităm crime împotriva umanității. De ce am atras atenția asupra acestui tip de infracțiune, crimă împotriva umanității? Oare politicienii s-au gândit să coreleze această infracțiune, crime împotriva umanității, cu o altă hotărâre CEDO, prin care statul român a fost obligat să deschidă dosarele Mineriadei și Revoluției? Cred că nu, pentru că o astfel de ordonanță ar închide practic acele dosare.